Salutare! O să mai facem un unboxing. Avem în această cutie un rotopercutor de la Makita cu valiză de transport. Haideți să desfacem pachetul, să vedem ce avem înăuntru. Avem niște pernuțe din astea, protectoare. O să le punem aici deoparte. Avem aici în cutie certificatul de garanție și factura. Și aceasta este cutia de la acest rotopercutor. Hai să mă dau un pic mai în spate ca să o puteți vedea și voi mai bine. Deci avem un rotopercutor Makita, modelul HR2470. 24 de milimetri deschidere a mandrinei SDS. Valiza se prezintă în acest fel. Avem sigla Makita și de o parte și de alta. Reliefată frumos. O cutie foarte solidă. Chiar foarte solid, un plastic de calitate. În general, am constatat că băieții ăștia de la Makita fac cutii bune. Hai să desfacem și cutia, să vedem cum arată și rotopercutorul. Dacă reușesc să desfac această brățărică, fără să deteriorez și valiza. Să o desfacem. Aici, bineînțeles, manuale, norme și așa mai departe. Așa se prezintă rotopercutorul în cutie. Avem un limitator de adâncime. Nu e gradat, nu nimic. Și rotopercutorul despre care vorbeam. Deci, ca de obicei, murdar, unsuros. Nu se poate să primesc eu ceva care să arate și foarte curat. Și foarte bine. Deci haideți să o luăm de la început. Avem o mandrină SDS. Avem un mâner. Probabil mai mult ca sigur rotativ. Nu mai desfac acum. Avem un schimbător pentru găurire normală. Urmă avem găurire cu percuție și dăltuire. Asta văd că merge foarte ușor, butonul. Am mai văzut modelul ăsta prin Dedeman și mergea un pic cam greu. E și un pic gresat, se vede. Și ăsta chiar merge foarte ușor. Probabil aici avem o treaptă intermediară între găurirea cu percuție și dăltuire. Nu știu ce face exact în momentul ăsta. Mai avem aici schimbătorul de sens. Stânga-dreapta, se poate acționa și de pe o parte și de pe cealaltă. Haideți să vedem puțin ce scrie pe etichetă. Să-l țin cumva așa, să nu bată lumina soarelui. Deci, și acum am mai spus, modelul HR2470. Până la 4500 de rotații pe minut, 780W. Made în România. Deci e făcută și asta tot în România. O preferam pe aia făcută în China de la Dedeman.
parcă era totuși un pic mai bine făcută. Deși nu există diferențe prea mari, avem întrerupătorul și nu rămâne decât să o bag și în priză, să ascultăm puțin și cum funcționează. Făcută în 2018, scrie aici pe această etichetă. Rotopercutorul este destul de compact, ușurel. Cred că o să se lucreze destul de ușor cu el. Haideți să-l bag un pic și în priză. Ok, haideți să începem de la poziția de găurire normală. Cablul la fel văd că este bun, gros și în același timp destul de moale. Hai să vedem găurirea cu percuție. Să vedem această treaptă intermediară ce vrea să facă. Deci dăltuiește cu rotirea ușoară a dălții. Și dăltuirea simplă, normală. Așa arată și în cutie, ați văzut, sper că s-a văzut. Cam acesta a fost clipul meu de astăzi cu acest rotopercutor de la Makita. Vă aștept să mă urmăriți și la următoarele mele videoclipuri. Până atunci, vă doresc mult spor la treburi și numai bine!